De ce lucrurile în firma ta se fac în felul în care se fac? Răspunsul poate fi foarte simplu: cultura organizațională. Iar astăzi, în acest video Are Sens, vreau să-ți vorbesc despre trei componente importante pentru cultura ta organizațională. Primul element despre care vreau să-ți vorbesc sunt întâlnirile. Cu siguranță ai auzit termenul de ședințe. Da, primul element despre care vreau să-ți vorbesc astăzi este ședința, sau mă rog, le-aș numi întâlniri. Care sunt lucrurile ce țin de cultura organizațională și chiar o modifică atunci când vine vorba de întâlniri? Și vreau să spun care sunt cele patru tipuri de întâlniri sau cele patru tipuri de ședințe care îți pot totodată cataliza sau totodată pot să-ți creeze o cultură organizațională de haos. Așa că hai să vedem care ar fi cele patru tipuri de întâlniri, cele patru tipuri de ședințe care ar merita să le ai în organizația ta. Primul tip de întâlnire este întâlnirea de brainstorming, sau aș putea să spun că este întâlnirea de creativitate. Atunci când vrem să inovăm în organizația noastră, atunci când vrem să dezvoltăm un produs nou, atunci când vrem să accesăm o piață nouă, atunci când vrem poate să găsim un nou tip de client sau atunci când vrem să adăugăm ceva produsului nostru, această întâlnire este întâlnirea cea mai recomandată. Întâlnirea de brainstorming sau întâlnirea de creativitate. Și cum ar trebui să aibă loc o astfel de întâlnire? Ar trebui să-i găsim sau să-i aducem la un loc pe toți cei care ar putea să contribuie la acest lucru. Să avem un facilitator. Un facilitator ar putea să fie un coleg care s-ar putea să aibă abilități de coaching, să știe să asculte mai mult decât să vorbească. Iar acest coleg ce ar trebui să facă ar trebui să gestioneze această sesiune de brainstorming. După cum probabil știi și tu, o ședință de brainstorming de cele mai multe ori este o ședință în care oamenii vin cu idei, mai ales în prima parte, vin cu idei care nu sunt comentate, idei care sunt trecute undeva poate pe o tablă, idei care sunt acumulate, iar abia în a doua parte a sesiunii se selectează cele mai bune idei care vor fi implementate. Atenție, facilitatorul nu are voie să comenteze și totodată ceilalți nu au voie să comenteze nici într-un fel ceea ce se dezvoltă și ceea ce se notează acolo pe flipchart sau pe acea tablă. E foarte important ca în momentul în care discutăm despre o ședință de creativitate, fiecare să vină cu idei cât mai creative, cu idei poate cât mai îndepărtate, dacă vreți, de ideea inițială, pentru că acestea la un moment dat s-ar putea să coaguleze ideea finală. Și dacă vrei să-ți dau un exemplu de creativitate, de idee creativă pe care am auzit-o, o idee care ar fi putut foarte bine să fie generată în timpul unui brainstorming, se spune că la un moment dat exista un teren pe care vânătorii se antrenau la tir cu arcul. În momentul în care se antrenau, bineînțeles, erau acele farfurioare care se aruncau în sus și ei trăgeau cu pușca după acele farfurioare. Ce s-a întâmplat este că terenul a început să fie plin de cioburi din porțelan, pentru că acele farfurioare erau din porțelan. Într-o ședință de brainstorming, ce s-ar fi putut genera? S-ar fi putut genera chiar următoarea idee. Deși pare că e o idee foarte îndepărtată de a avea farfurile din porțelan, o idee generată ar fi putut fi de a crea acele farfurii din gheață. Odată ce lovești acele farfurii din gheață, bineînțeles, la un moment dat, cioburile se vor dezgheța. Și de asta e important să nu punem limite atunci când vine vorba de ședințele sau de întâlnirile creative sau întâlnirile de tip brainstorming. Cel de-al doilea tip de întâlnire pe care ți-l propun și care îți consolidează, dacă vrei, cultura organizațională, sunt întâlnirile de tip decizie. Întâlnirile în care se decid anumite lucruri.
Într-o întâlnire de acest tip, de cele mai multe ori, ce urmează să se întâmple este că toți cei implicați se așează la o masă, se discută atât avantajele cât și dezavantajele acelei decizii. Și totodată, la final, se ia o decizie. Cum se ia această decizie? Până la urmă este un factor intern pe care tu îl decizi. S-ar putea ca o decizie să se ia cu majoritate de voturi, dacă mergem pe procedurile parlamentare. Dacă vrei, poți să implementezi ca o decizie să se ia atunci când toți stakeholderii, toți cei implicați sunt de acord cu acea decizie. Ce este foarte important e să se știe de la început care este modalitatea prin care se va lua decizia și totodată în această ședință de decizie să se discute atât argumentele pro cât și argumentele contra. Cel de-al treilea tip de întâlnire este întâlnirea de informare. Este acea întâlnire în care poate unul dintre colegi vine să informeze celelalte departamente cu rezultatele, cu statisticile, cu statusul pe care l-au la un moment dat. Iar în această întâlnire pare că la început ar putea fi o întâlnire boring, pentru că este poate un PowerPoint lung pe care prezentatorul mi-l prezintă din perspectiva sa. Pentru a face aceste întâlniri de informare și mai dinamice, ce te invit este ca poate înainte de ședință să trimiți raportul respectiv sau să trimiți câteva informații despre raportul respectiv care să le stârnească interesul. Nu știu dacă te uiți la seriale, iar în aceste seriale se poate observa la finalul fiecărui episod apare o secvență prin care îți stârnește curiozitatea tocmai pentru a te uita la următorul și îți stârnește acel sentiment de vreau mai mult. Se numește teaser acea secvență și la fel ai putea să faci și tu în aceste întâlniri de informare. Pentru ca întâlnirile de informare să nu pară boring sau să stârnească puțin dorința de a participa la ele, ce te invit este să trimiți un mic teaser înainte acestei ședințe, poate chiar în invitația de a participa la ședință, tocmai ca cei care vin acolo să fie pregătiți și să fie interesați de ceea ce urmează să spui. Cel de-al patrulea tip de întâlnire este poate întâlnirea care îți sudează cel mai bine echipa. Este întâlnirea care ajută cel mai mult la formarea culturii organizaționale. Sunt acele întâlniri de tip team building-uri. Nu știu dacă ți s-a întâmplat vreodată sau vi se întâmplă și vouă la compania voastră ca după orele de program sau în timpul prânzului să ieșiți cu toți împreună. Aceasta poate fi o întâlnire de tip team building-uri. Sau poate luați masa împreună în bucătărie și asta poate fi socotită ca o întâlnire de tip team building. Sunt acele întâlniri care de cele mai multe ori sunt întâlniri informale, întâlniri care vă aduc la un loc pe toți sau o mare majoritate dintre colegi și încep să vorbească lucruri care poate nu le-ar spune într-un cadru mai oficial. Sunt acele întâlniri care te sudează, te ajută să fii mai aproape de colegul tău, să-l înțelegi mai bine, să înțelegi mai bine gândirea și totodată vă ajută să deveniți prieteni. Aceasta consolidează foarte bine, așa cum spuneam mai devreme, și cultura organizațională. Ca bonus la partea de întâlniri, am putea să ne gândim la o întâlnire care derivă, dacă vrei, dintr-o metodologie agilă de project management. Este o întâlnire care derivă din Scrum și după aceea a fost dezvoltată. E o întâlnire care se bazează poate puțin și pe jocul de rugby și care aduce la un loc în fiecare dimineață pe toți membrii echipei. Iar membrii echipei se adună într-o grămadă ordonată, se numește huddle, într-o grămadă ordonată, iar membrii echipei răspund la 3 întrebări. Adică fiecare membru al echipei îți prezintă mai întâi veștile bune. De exemplu, vestea bună este că astăzi am de gând să discut cu un client nou. Sau vestea bună este că nu mai avem cafea. Observați că vestea bună se poate prezenta și într-un fel umoristic. Dar ideea este că astfel se află noutățile. Cea de-a doua întrebare la care se răspunde într-o ședință de huddle ar putea să fie prezenta pe scurt KPI,
De exemplu, ieri am dat 7 telefoane sau ieri am fost la 3 clienți. Ceva ce ține de jobul tău, tocmai pentru a informa și pe ceilalți ceea ce faci. Acest tip de întâlnire, întâlnire de tip huddle, este o întâlnire care de regulă se întâmplă în companiile care au echipe autonome. Iar cea de-a treia întrebare la care se răspunde într-un huddle este, ok, hai să vedem care sunt următorii pași pe care am eu de gând să-i fac astăzi. Cel de-al doilea element major care afectează sau construiește cultura noastră organizațională este modalitatea în care ne sădim timpul. Și am un acronim pe care l-am învățat de la unul din prietenii mei, Remus Bălan din Constanța, iar de la Remus am învățat acest acronim ASD, și anume ce faci în momentul în care vrei să-ți gestionezi mai bine timpul, și anume cum îți sădești mai bine timpul. Și astăzi vreau să-ți prezint și acest acronim. ASD. A vine de la aruncă. Aruncă lucrurile care nu te ajută. Stai atent la care sunt task-urile pe care le ai de făcut, iar task-urile care nu sunt relevante pentru tine, aruncă-le. Adică nu te mai uita la ele și nu te mai concentra pe ele. Și aici intră de multe ori acele task-uri care sunt hoți de timp. Nu știu de câte ori m-am observat că intru să vizionez unele videouri pe Facebook pentru că m-am uitat la un video care m-a interesat, după ce am uitat la următorul, la următorul, la următorul, și acestea sunt hoți de timp. Un asemenea hoț de timp ar merita să fie aruncat. Deci A-ul de la ASD vine de la aruncă. S-ul vine de la stopează. Ce înseamnă a stopa? Adică a nu mai face acele lucruri care până nu de mult ți-au luat foarte mult timp. Stopează-le sau fă mai puțin din ele. Încearcă să-ți dezvolți un obicei prin care să stopezi lucrurile care nu te ajută, acei hoți de timp de care îți vorbeam mai devreme. Deci A aruncă, S stopează și A vine de la amână intenționat. Uneori sunt lucruri pe care merită să le facem, trebuie să le facem, dar poate nu e momentul să le facem chiar atunci. Și atunci merită să amânăm aceste lucruri, să le amânăm intenționat. Să le punem undeva, poate în agenda noastră, și să zicem, ok, joi de la ora 13 mă voi ocupa de acest lucru, pentru că joi poate am o agendă mai relaxată. Deci, aruncă, stopează, amână intenționat. Do vine de la deleagă. Dacă totuși este un task pe care n-ai putut să-l arunci, n-ai putut să-l stopezi, n-ai putut să-l amâni intenționat, deleagă-l. Găsește pe cineva care poate nu-l face la calitate de 100%, dar poate îl face la o calitate de 90% sau poate chiar îl face mai bine decât tine. Pentru că sunt oameni la care le plac să facă unele lucruri care s-ar putea ție să nu-ți placă. De exemplu, mie nu-mi place să fac contabilitate, mie nu-mi plac documentele, să fac documente, să mă ocup de documente. Dar sunt oameni în jurul meu care fac asta cu plăcere. Și atunci găsește acele persoane în jurul tău cărora le poți delega. Ar putea să fie cineva din echipa ta sau poate fi un furnizor extern care asta face sau este specializat în asta. Iar I-ul, după cum probabil deja ți-ai dat seama, vine de la implementează. Dacă nu ai aruncat, nu le-ai delegat, nu le-ai amânat intenționat, atunci acel lucru implementează-l în acel moment. Înseamnă că este un lucru suficient de important pentru tine, este un lucru care merită atunci implementat. Dacă vrei să verifici însă, dacă vrei să verifici că un anumit lucru este important pentru tine, în momentul în care îl implementezi, poți să-ți adresezi o întrebare de verificare. E o întrebare de control pe care eu o folosesc de foarte multe ori și sună în felul următor. În acest moment sunt productiv sau doar ocupat? Dacă răspunsul e sunt doar ocupat, înseamnă că s-ar putea ca ceea ce fac în momentul respectiv să poată fi aruncat, delegat, amânat intenționat sau stopat.
De ce organizarea timpului este importantă atunci când vine vorba de cultura organizațională? Dacă fiecare dintre colegii noștri, fiecare dintre angajații noștri, fiecare din partenerii noștri și-ar sădi timpul, ar avea grijă cum îi sădesc timpul, cu siguranță rezultatele și a companiei și rezultatele lor personale ar fi mult mai bune. Iar înainte de a-ți prezenta al treilea element important care clădește, după părerea mea, cultura organizațională, ce te invit este să descarci PDF-ul atașat, tocmai pentru ca tu să-ți gestionezi mai bine timpul, ca tu să-ți gestionezi mai bine întâlnirile și ca tu să creezi produse mai bune. De ce zic produse mai bune? Pentru că cel de-al treilea element, atunci când vine vorba de cultura organizațională, este MVP. MVP? Oare de la ce vine MVP? MVP vine de la Minimum Viable Product. Ce înseamnă Minimum Viable Product? Am văzut de multe ori antreprenori sau companii care vor să lanseze pe piață un produs extraordinar, un produs perfect. Și ce se întâmplă? Lucrează foarte mult timp la acel produs perfect, creează acel produs perfect și în momentul în care lansează acel produs perfect, nu primesc o reacție din partea pieței, nu există o tracțiune suficient de mare pentru a fi un produs profitabil. La un moment dat am scris o carte împreună cu prietenul meu Bogdan Vaida și vroiam să fie cartea perfectă. Și am amânat-o și am amânat-o și am amânat-o și la un moment dat Bogdan a zis: Căline, hai să lansăm odată cartea asta, pentru că noi nici nu știm dacă avem piață pentru ea. Și ce am făcut? Am lansat această carte tocmai pentru a verifica dacă avem piață suficientă. Iar în momentul în care am văzut că avem o piață suficientă și o piață care cere această carte, am îmbunătățit și am făcut o versiune mult mai bună, ba chiar mai mult, am chemat un nou autor alături de noi și cartea respectivă am tradus-o chiar în limba română, pentru că inițial am lansat-o în limba engleză. Deci în momentul în care vrei să validezi o idee, mai bine lansează un produs care poate nu este un produs complet, să vezi dacă respectivul produs are tracțiune pe piață și abia după aceea îi adaugi acele caracteristici de care are poate nevoie unii, de care au nevoie unii sau alții dintre clienții tăi. Deci, minimum viable product poate fi acel proces sau poate fi acel proiect în care să implici membrii organizației tale și totodată poți porni în organizația ta cu acest mindset, cu această stare de a crea un produs care să fie validat, iar după aceea îmbunătățim acel produs constant, tocmai pentru a-l diferenția și mai mult pe piață. Astăzi ți-am vorbit despre trei lucruri importante atunci când vine vorba de cultura organizațională. Am vorbit despre ședințe sau despre întâlniri, cum îmi place mie să le spun. Am vorbit despre cum poți să sădești și tu sau angajații tăi și colaboratorii tăi mai bine timpul și totodată am vorbit despre minimum viable product, tocmai pentru ca tu să pornești la drum cu un produs care într-adevăr să aibă tracțiune pe piață. Are sens? În următoarele câteva minute aș vrea să-ți vorbesc despre un subiect pe care eu îl iubesc cu adevărat, și anume mentorarea.